În cursul zilei de azi, la bazinul situat în complexul Stejaru, au continuat acțiunile de instruire a voluntarilor de Cruce Roșie pe probleme de salvare din apă. Pe parcursul a două zile, delegațiile formate din voluntari de Cruce Roșie din 10 județe ale țării, precum și oaspeții din Bulgaria și Italia, s-au instruit la Dunăre, în timp ce astăzi au efectuat acțiuni de salvare specifice piscinelor și bazinelor de înot. După cum vedeți, voluntarii învață să salveze persoane în pericol din apă. Deci astăzi se va desfășura, astăzi și mâine, sunt două zile pe care voluntarii vor efectua manevre de salvare din piscină. Ieri s-au desfășurat, alaltăieri și ieri au fost două zile la Dunăre în care s-au făcut manevre specifice pentru salvare din apă curgătoare. Participanții sunt foarte mulțumiți ce au învățat până astăzi. De dimineață au vizionat și un film cu salvare din ape repezi, prezentat de Crucea Roșie Bulgaria. Și de asemenea vor avea la sfârșitul zilei de astăzi un exercițiu tactic de salvare din apă bazine. Giurgiul este singurul județ în care până acum o filială de Cruce Roșie din țară a inițiat pregătire pentru salvare din apă. Filiala giurgiuveană are deja 4 instructori specializați în acest sens și în curând numărul acestora va fi de 7. Tot în municipiul de la Dunăre se dorește organizarea cu o anumită ritmicitate a instruirii de persoane capabile să execute salvări din apă, creindu-se în acest sens un serviciu special, mai ales că în conformitate cu reglementările legale, piscinele care nu vor avea salvatori specializați nu vor putea funcționa. În tabăra de la Bălănoaia, până se devină salvator din apă, voluntari de Cruce Roșie din clasele de gimnaziu de la Colegiul Ion Maiorescu se pregăteau de un alt eveniment. O să mergem în tabără la Poiana Pinului, la Buzău, la etapa națională a concursului Sanitari Pricepuți și sperăm să luăm locul întâi, să venim cu victoria la Giurgiu. Etapa națională a concursului Sanitarii Pricepuți are loc în perioada 24-29 iulie, iar Giurgiul este reprezentat de elevii maioreștieni pentru că aceștia s-au clasat pe locul întâi la faza județeană.